Ilie Cioară, putem trăi fără conflicte. Viața fără de conflicte e o problemă vitală. Armonia în fapt privită, starea excepțională. Necesară sănătății și unei bune dezvoltări, pe plan psihic, inerentă minunatei integrări. Dar, privind faptele în față, care e realitatea? Căci ce observăm în noi are toată însemnătatea. De aici doar pornim la drum cu investigarea noastră, existența corect prinsă, fie bună, fie proastă. Să încercăm privind în noi fiecare pentru sine. Contact simplu și direct, gândirea nu intervine. Căci cei vechi nu-și află loc în această cercetare, simplitatea întâlnirii fiind suprema asigurare. Înăuntru ne cumpă pace mai tot timpul confruntări. Pricini se găsesc frecvent, prin ocazii, provocări. Lupta între dorințe, acerbă, toate vor întâietate, cea împlinită-i în pericol de-a-i fi darurile luate. Alt motiv e devenirea, lupta pentru reușită. Nemulțumiți cu ce este, vrem imaginea îndrăgită. Mai observăm camuflarea, dorința de acoperire, fondul hidos și meschin, camuflat spre amăgire. Toate astea demonstrează dependența de ego, o structură izolată prin egocentrismul său. Trăind la acest nivel, zarvă, lupte permanente, tulburată întreaga viață prin conflicte inerente. Cei în noi, la fel și în lume, fiindcă noi o definim, noi și ea, o unitate, prin conflicte ne întâlnim. E un transfer reciproc de energii relative, azi atât de evidente prin înfruntări destructive. Conștientizăm noi oare acest fapt ca fapt real? Dacă da, totul se schimbă, eul pierde în mod fatal. Fără el nu-s nici conflicte, dispar orice antagonisme. Omul, fiind eliberat, pierde timp, pierde conformisme. Iar în spațiul disponibil, gol de orice conținut, spontan apare iubirea mai presus de vrut știut. Și în structura infinită nu e decât armonie, care înobilează firea prin firească omenie.